Da, un moment foarte emoționant, să spunem. Noi începem la cursul la universitate și pentru Universitatea Tehnică din Iași, universitate de tradiție, care reușește să se atașeze și ea, ca și celelalte universități, la brandul academic al Universității Iași. Și sigur, autoritatea publică, autoritățile, cei care sunt obligate să sprijine acest brand. Așa că și eu am venit cu același gând la deschiderea noului an universitar, să formăm în continuare o familie mare, o familie care să ducă la studiile academice și de ce nu, să creăm cât mai mulți ingineri pentru țară și din păcate ingineri și pentru alte țări europene, dar să sperăm că pe viitor acești ingineri vor trebui să muncească acasă.